știu dacă e o pedagogie, dar este o răspundere foarte mare să fii exilat. Exilatul nu trebuie să se adapteze. Exilatul trebuie să rămână ce este, român. Deci, în cazul nostru. Da. Deci asta pentru mine a deschis drum la decizia de a nu lua cetățenia americană. Și asta a complicat viața foarte tare. Pentru că ziceam, domnule, dacă sunt exilat, eu rămân român. Nu? Deci existau foarte multe nuanțe ale vieții de exilat care ni se impuneau dacă hotăram să o facem așa cu din plin. Dar, pe de altă parte, era un lucru care dădea sens zilelor. Noi aveam o prietenă la Paris, Antonia Constantinescu, care lucra la un ziar Lupta și corespondentul ei în America a fost Constantin Eretescu, soțul meu, și deci noi, eu asiguram o pagină din Lupta în mod regulat. Deci erau tot felul de lucruri care ne dădeau sentimentul unei ordine a existenței pe care nu l-avusesem o vreme.